intervenit prin telefon Octavian Anastasescu, fost coleg de închisoare cu Sfântul Închisorilor Valeriu Gafencu. Unii poate ați citit deja mărturia dânsului. Alo? Octav, poți să vorbești? Se aude acum. Alo? Da, da. Poți să vorbești? Poți să vorbești? Da, da. Da. Bine, o să încep cuvântul prin creștinească urare de Hristos a înviat, că ce toți. Da, da, da. Se aude? Da. Vorbește, Octav, că se aude. Se aude? Da, da. Ajungând la poarta albă, în urma bolilor pe care le-am avut acolo,
acolo și a reporterilor extraordinare la care erau supuși de către toștile bolșevice, a trebuit să... Adică nu a trebuit, am devenit un cadavru viu care a ajuns la mila doctorului evreu. Dumnezeu să mă odihnească, Hartmann, cu diagnosticul care m-a urmărit vreo 30 ani de zile, Anastasescu Octav, bolnav, PTC, albi plămâni, vârfuri. Și am ajuns la Târgu Ocna după mari, mari peripeții. Răspund peripeții și au fost adevărate tragedii în care numai Maica Domnului m-a scos la iteală viu. Ultima încercare care mi s-a așezat în față, înainte de plecare și s-a prins cărea puteam să fiu mort dacă Maica Domnului nu apărea cu ajutorul ei imediat, a fost acela că în momentul când aveam diamantale în față la picioare, strâns într-o baracă, înainte de a ne urca în camioane, să ne ducă unde nu știam unde ne duce, s-a produs un lucru foarte neobișnuit. Imediat s-a comandat o cercetare a diamantale la ce aveam noi acolo luate, ca să plecăm cu ele. Și când a ajuns controlul în fața mea, înainte de asta, un atelent pe nume Petrovan îmi spune, zice, dă-mă, te caută cineva avară. Zic, cine? Ce nu știu. Și a întrebat dumneavoastră. Am lăsat diamantarul acolo și am plecat afară să-l caut. Veniți mai în față, dacă nu auziți. Când mă întorc... Dacă nu s-au de spate, veniți mai în față. A ajuns la diamantarul meu. Maica Domnului a pus față cu bani care era prietenul meu dintr-o altă baracă, să spună, domnul, acolo nu căutați, pentru că e prietenul meu și este imposibil să găsiți slana acolo. Acelea, tot ardelea, se folosește slana. Păi, a trecut controlul peste mine, peste tot, n-a găsit slana, la revedere. În drum spre slava, în vagon, vine Petrovan la mine și spune, zice, să ne dăm voie să caute diamantan, pentru că acolo este slana. Și care e slana? Slana care o căuta. Ce-a făcut nemernicul? Știți că eu sunt prieten cu ăla, a luat slana și a băgat-o în diamantanul meu. Dacă cumva nu intervenea ca pe momentul ăla să apară păcupașul, să spună, domnule, ai zis că uitați, aș fi fost mort acolo
Și... Cenzură peste tot. Deci mâine am să te duc undeva. Și m-a dus la patul lui Valeriu Gafencu. Când m-am dus la Valeriu Gafencu, m-am vorbit cu asemenea privire, încât parcă, din privirea aceea, s-a născut întrebarea de când te aștepți Octaviene. Din acel moment și până când am fost eliberat, nu m-am despărțit de patul lui. O jumătate de zi stăteam eu, o jumătate de zi stătea Orel Caravitru, pentru că Valeriu Gafencu Sfântul era lipsit de orice putere fizică. Nu era capabil de niciun efort. Îi dădeam și să mănânce, îl spălam, îl flexionam, dar, în schimb, mă răspăta și ne răspăta cu vorbirea lui. Au venit elemente de literatură, discuțiile pe care el le-a dat cu vis-a-viul lui evreul Richard Wurmbrand. Preot puteran, în care acest Valeriu Gafencu, netrecând prin nicio facultate de teologie sau seminar, atât de multe învățase la Aliut și de unde a trecut de la cei care profesau credința ortodoxă cu toți sfinții ei, că l-a dusese în stare pe Wurmbrand să promită că va trece la creștinism, la ortodoxie. Lucru pe care nu l-a făcut și pe care l-a mințit ca să beneficieze de ajutorul medicilor deținuți și să închidă ochii cei care erau în camera mortuară, camera muribunților cu el, așa, și întotdeauna Valeriu Gafencu ieșea victorios din orice dispută teologică cu acesta. Am să mă rezum ca unul care am trăit lângă el la câteva minuni pe care le-a făcut în vârstă meu și cu mine însuși. Prima, noaptea de înviere a acelui an 1951, eram de gardă la an, stăteam pe marginea patului și mă uitam pe fereastră și îi povesteam cum coboară oamenii cu lumânări de la schitul de pe vârful Mărgura. Și tot povesteam, uite așa, uite așa, bate vântul, rapii lumânările, să rapii lumânările. Și la un moment dat nu mai aveam ce să-i spun. În acel moment, văzând că eu fac, îmi spune, zice, Octaviene, uită-te pe fereastră și taci. Dar uită-te pe fereastră. Eu s-a uitat în ochii mei și vedea în ochii mei ceea ce vedeam eu, dar tăceam. Și îmi spunea cu voce tare ce vedea. M-a uimit, m-a copreșit. În fine, am trăit un moment de mare admirație pentru sfințenia lui, pentru puterea lui, care nu putea să fie decât de la Dumnezeu. Unul din mari prieteni sfinți pe care i-a avut el a fost Maica Domnului, cu care a s-a vorbit cu două săptămâni de zile înaintea lui, față că de față, așa cum vorbim noi unul cu altul. Și a spus Maica Domnului cât de mult îl iubește și cât de mult îl așteaptă să vină acolo. Și i-a spus gata morții, lucru care s-a întâmplat. Eu nu eram acolo, plecasem pe ziua de 11 iunie
Daniel a murit în 18 februarie 1992. Ce s-a mai ajutut mult? De la el am învățat rugăciunea inimii și a minții. Rugăciunea care am îndeșit îi spune rugăciunea lui Iisus. Pentru că Iisus nu își putea pune lui însuși o rugăciune. Această rugăciune este o rugăciune pentru Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iubește-mă pe mine păcătosul. Și o exercitam împreună cu Aurel Caravitru, ca ajunsesem atât unul cât și celălalt la 1000 de ore pe zi. Vorbeam cu el și inima vorbea singură. Și am povestit la întrebarea lui cum merge cu rugăciunea. Și a spus, uite așa, uite așa. Zice, fii atent. Și va veni o clipă în viața ta când inima îți va cânta fără să-i poruncești. Și te va salva dintr-o situație foarte grea. Domnule, am recepționat, am dus cu mine, zic ce-o fi, o fi, asta e. Pe ziua de 2 mai 1951, când lumea venise să se hotărească 1 mai, la forțe, la dincolo de gardul închisorii, așa, era o revoltă, mulți pe gospeni, și s-a întâmplat ca în camera de lângă camera în care stăteam eu, împreună cu alt student venit la Pitești, să fie băgat la reeducare un student Dumitrescu, care primise sfatul din partea lui Ioan Iamorite, ca în momentul în care s-a apucă să ia la bătaie, să ia pantoful de-un picior și să-l arunce în geam. Și zgomotul care va fi tăiat și va fi auzit, să fie pentru noi un semnal că acolo a început ceva. A început bătaia. Și după prânz, auzim gâncinătura geamului care fusese spart. Atunci m-am repezit la fereastră și singur, pentru că cei care venite la Pitești erau atât de înfricoșați de ceea ce pățiseră și văzuseră acolo la Pitești, la locul acelor multe mari crime, îndreptate împotriva studenților în sensul reeducării, potrivit programului lui Makarenko, marele rus, așa, savant, și au strigat libertate și nu ne ucideți. S-au deschis toate geamurile de la închisoarea din partea viață unde erau deținuți politici și au luat parte la această manifestație și deținuții de drept comun care l-au cu aripa stângă. Și s-a creat o asemenea zară încât cei care se învățăreau pe 1 mai să recepționeze acest lucru și să fie pentru prima dată că Radio Londra a vorbit despre crimurile la care sunt supuși deținuții politici din România.
Întrebându-mă, prezicându-mă pe cer cu Ionia Moline, care conducea oarecum spiritele în închisoarea deținuților politici, îmi se adresează spunându-mi, fii atent, mâine ești programat pentru camera de reeducare. Fii atent cum te comporți, avem încredere în dumneata, succes! Coboram ducându-mă spre Valeriu. Și ajungând la Valeriu, până între altele, i-a spus ce mi s-a adresat Ioan, prietenul lui foarte bun. Și de câte ce l-a spus? Că mâine voi fi păzat în camera de reeducare. La care Valeriu n-a făcut, gândind seratic, și se adresează, nu te îngrijora, mâine te vei elibera. Am crezut că este într-un moment de pierdere. Și după ce l-am îngrijit și m-am dus și m-am schimbat cu Aurel Caramitru, i-a spus la Aurel Caramitru, uite-mă ce ne-a spus Valeriu, că mâine voi fi eliberat. Și iată ce mi-a spus cel om, ce crede pe Valeriu. M-am uitat și eu la asta și, Doamne, se întâmplă lucruri mari. Și a venit vreo de 11 iunie. Pe la urmă, două, trei, așa, un capitan, întovărășită niște gardieni, intră în camera la mine și spune, zice, în camera unde stătea, ce care e mâna mea asta, zice. Și am răspuns eu, ce faci magazine? După ce se faci, e comod, comod. S-a spus la Aurel Caramitru, zice, băi, poate plec și rămân toate lucrurile bune ale mele, care mai sunt, la tine, și îmi bagi mie numai ce ai tu rupt și... Și, într-adevăr, am plecat, și m-am dus la Pastrău, la Pastrău mi se pune în vedere să nu vorbesc nimic din ce am văzut, din ce am trăit, din ce am auzit și să-mi văd de treabă. M-am întors la închisoare la Pădurovna. Mi-a luat rupere într-o plapă mărunt, fac o rog și acum. Și am ajuns acasă. Acasă am ajuns sâmbătă. În acea zi mama îmi făcea parastat. Auzise că a murit. Venise un gardian sau un host de la Târgu Orta, care m-a foarte adresat și spune că zice, aveți un băiat cu numele Stas, ce să știți că a murit Ioan Ungropan și eu l-am vânghierit, parcă a fost murea și te vânghierea ca să se zloate vânghierit. Și l-am îmbrăcat, tata meu era creitor. L-a îmbrăcat cu haine, cu pantaloni și tata. Nu mai fac un lăzi pentru Valeriu Zahenco. Tot ceea ce v-am spus, v-am spus din trăintele mele cu el și
Biblia, pentru faptul că mi-au dat prilejul acum a patra oară să vorbesc despre Valerul Capen cu un mod public. Octav, mă auzi? Alo? Povestește și ce s-a întâmplat cu împlinirea profeției lui Gafen cu că inima ta va cânta singură rugăciunea. Spune și întâmplarea asta, bine? Da. Bine, mulțumesc că mi-a adus aminte. Sunt emoționat, să știi. Când am vorbit despre rugăciunea minții și a inimii, mi-a spus Valeriu Gafencu ceva minim, o dată o clipă în viața ta, când singură inima ta îți va rosti rugăciunea fără să-i poruncești. Eu am plecat din Poiesc după ce am semnat că am luat cunoștință de obligația de domiciliu obligatoriu să nu părăsesc orașul. Am plecat la un prieten al meu, la un vecin, într-o comună la țară. Și m-am întors pe două săptămâni. Când m-am întors pe două săptămâni, prăvărirea era închisă. Am ieșit pe gang și dau de mama singură. De ce prăvărirea închisă? Păi l-a arestat pe taică-și. Păi de ce? Păi și-a venit acolo pe tine, nu te-a găsit și l-a luat pe el. Îi dăm repede să mănânc, să mă duc la securitate, să-i dea drumul. După ce ne-a pus să mănânc, apare tata. Și vă mă lasă, frate, abia acum îmi dau și eu seama prin cele cu care ai trecut. Și... prezentându-mă acolo, un grup de 5 ofițeri de securitate, frunte cu un locotenent major, Costel Andrănescu, a luat întrebări. După ce au epuizat întrebările obișnuite, cine sunt, de ce am fost arestat, sunt mai eliberat, la un moment dat, domnilor, nu pot să spun niciodată, chiar dacă spun de 100 de ori pe zi, nu pot să spun fără emoție. Am simțit că am pierdut simțul gravitației și că ceva m-a ridicat în sus. Și m-am trezit într-o sferă luminoasă, o lumină cerească, cu o mireasmă nemai întâlnită, negândită, și puteam până asupra lor. Auzeam întrebările, adică auzeam că mi se vorbește, dar nu înțelegeam nimic. Iar eu mă auzeam că răspund, fără să știu ce răspund. Și acest lucru s-a petrecut timp cam de vreo 3 ore. După vreo 3 ore m-am trezit. Stând pe scaun, acolo, pe bancă, și spune, zice, bine, ne-am rămurit cu dumneavoastră, nu se poate face nimic. Bună ziua! Salut! Mă întâmpină un suboficer care se vrea să mă pădească acolo, dar nu cum. Și care ascultase la toată discuția care a avut loc. Și spune suboficerul, domnule, dacă în țara românească ar fi 1000 de iși ca dumneata, Partidul și Securitatea ar da faliment. M-am cântat ce ne-a spus și m-am dus acasă, liniștit, cu gândul la ceea ce mi-a trecut în
mult timp asupra acestui lucru și mi-am dat seama că nu sunt demn cu sufletul să duc viață de călugăr. Și că viața mea e o viață de dus la grămadă. Cam atât am avut să vă spun și cei care aveți voce tare, făceți-o auzită până la Sfântul Sinod, ca să grăbească canonizarea atât a lui Valeriu Dafencu, pentru că a fost certamente sfânt și este sfânt. Deci eu sunt sigur că în momentul acela la securitate el a fost prezent. Dar să nu uitați, pământ acest sfânt, să-i aduceți aminte Sfântului Sinod și de marele nostru sfânt, Arsenie Boca. Vă îmbățișez pe toți și cu regretul de a nu posta la o față, nu ca să mă vedeți, ci ca să mă văd, să vă măsor pe fiecare, în frumusețea lui fiecare, vă îndrăgesc și vă declar că vă iubesc. Și încă o dată, Hristos a înviat! Microfonul să-l dea că a început să se plângă. Cred că v-ați dat seama că era foarte slăbit și a văzut că făcea pauze când vorbea. Dar și-a dorit foarte mult să dea mărturie despre Valeriu. Ați auzit ce a spus? Că nu s-a călugărit pentru că locul lui este cu grămada. Pe mine m-a șocat absolut să văd un om smerit. E primul mirean sau poate singurul mirean cu adevărat smerit pe care l-am cunoscut. Pentru că noi ortodoxi ne dăm smeriți accidental, jucăm teatru. Dar să intri primul la facultatea de filozofie, parcă 48 a intrat, să intri primul și să zici eu sunt cu masele, eu sunt cu mulțimea, nu sunt cu vârfurile, asta înseamnă smerenie. El până acum un an și ceva, până să intervină absolut întâmplător la o conferință pe care am ținut-o împreună cu Ciprian Voicelu la Ploiești, era aproape necunoscut. Dăduse o mărturie, pe care poate ați citit-o în cartea Sfântul Închisorilor Valeriu Dafencu, în vizită de Părintele Moise, dar mie nici prin cap nu-mi trecea cum omul acesta trăiește. Credeam că a dat mărturia și a murit. Numai că smerenia rândește viața omului cu totul altfel decât ne așteptăm. Totuși, vreau să fac niște scurte precizări legate de cuvântul lui. Atunci când a spus că Valeriu se uita în ochii lui, n-a apucat să continue, că Valeriu descria ceea ce vedea stând în pat, prin ochii lui și Octav se uita pe geam și Valeriu povestea ca și cum ar fi văzut cu ochii lui. Unii poate ați mai auzit sau știți despre această mărturie. Apoi, atunci când Valeriu Gafencu i-a profețit că mâine vei fi liber, el a crezut că Valeriu Gafencu delirează. Poate din delicatețe n-a accentuat acest moment pentru că nu se aștepta. Știa că a doua zi urmează reeducarea, dar totuși cuvântul Sfântului Închisorilor ăsta a adeverit. Ceea ce iarăși nu a menționat, este că Valeriu Gafencu i-a profețit va veni o zi în viața ta, când inima ta singură va cânta rugăciunea lui Iisus. Și aceasta s-a întâmplat în anchetă pe care a povestit că era într-un nor de lumină și din cauza emoției n-a povestit faptul că în timp ce auzea că îl întreabă ceva anchetatorii și el răspunde, el își auzea inima cu voce tare, cum spune Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Eu n-am citit o mărturie mai teribilă a unui mărturisitor în care să se vadă câte puternic l-a acoperit Harul lui Dumnezeu, astfel încât mărturia pe care a dat-o, deși era atent la rugăciune, să-l marcheze atât de puternic pe plutonierul respectiv. Mai multe puteți citi în cartea lângă Valeriu Gafencu, care a apărut la editura Lobac și se găsește pe internet, o puteți citi gratuit. Și un capitol a scris despre în cartea lui, în ultima lui carte, Ciprian Voicilă, în Sfinții de lângă noi. Este absolut șocant cum un om în vârstă se poartă
cu oameni de vârstă, n-am să vă văcile ca și cum am fi colegi de clasă. Adică sub nicio formă nu acceptă să luăm cu doamna Anastasescu sau... Nu, nu, pur și simplu suntem de aceeași vârstă, el fiind poate chiar mai tânăr sufletește decât noi. Unii poate au considerat că e normal la o conferință să se vorbească de mult prin telefon. Hai, domne, e mai impactul mai mare când vorbește cineva. În realitate, un om duhovnicesc are o putere duhovnicească mult mai mare chiar atunci când vorbește prin telefon decât tineri ca mine și ca Ciprian, care zicem, vorbim despre cei care l-au mărturisit pe Hristos în tendințele comuniste. Eu cred că faptul că Octav Anastasescu este, sau era până să apară cartea, aproape necunoscut, se datorează și prigoanei care continuă împotriva Sfinților Închisorilor. Fac o paranteză, cartea care a apărut, a apărut fără ca Octav să știe că o să iasă o carte cu el. Știindu-i smerenia, cu greu l-am convins să iau un interviu pentru o revistă, a zis, bine, hai, și a zis, Octav, hai, trebuie să mai prelungim interviu. Bine, Octav, hai să mai continuăm interviu. Bine, și când a văzut cartea, a rămas absolut șocat și impresionat, pentru că nu se gândea că până la urmă să apară o carte cu mărturile lui. Și totuși, eu cred că e cât se poate de necinstit faptul că după 89, de Octav Anastasescu și celor ca el, nu li s-au luat mărturii pentru canonizarea Sfinților Închisorilor. Adică parcă s-a așteptat să moară cei care pot da mărturie vie, să moară cei care au cunoscut, cei care au pătimit alături de ei, după ce au murit marea majoritate, atunci poți să-i prigonești. Poți să dai legi, controlor, poți să faci ce vrei, pentru că ei nu prea mai pot să se apere. Cei mai mulți au murit. Aceasta este realitatea. Când se vor deschide dosarele de canonizare pentru Valeriu Gafencu sau pentru părintele Ilie Răcătușu? Peste 30 de ani, când vor muri toți cei care au cunoscut? Sau se poate să facă Dumnezeu minune să trăiască un fost de timp, 100 și ceva de ani? Dar totuși trebuie să ne dăm seama că situația nu este normală. Nu e normal că abia în 2013, sau la sfârșitul 2012, parcă a vorbit primarul Octav Anastasescu despre Gafencu, când el trebuia să apară în revistele bisericești, în diferitele periodice, tocmai pentru că dă o mărturie vie. Și mai ales că el a fost socialist. Adică, în timp ce se bagă pumnul în gură tuturor celor care au trecut prin mișcarea legionară și sunt cenzurați și la emisiunile de la televiziune și la radio, se taie cu farfeca și se dă numai ceea ce este politic, corect, Octav Anastasescu este socialist. Adică a fost socialist, așa a ajuns în închisoare. Nu există niciun motiv să ții mărturia lui sub obroc. Conferința noastră se apropie de sfârșit, la ora 9 trebuie să se încheie această conferință. Vă spune totuși câteva cuvinte moderatorul, să zicem așa, al întâlnirii noastre, Ciprian Văcilă.